ocupați locurile. S-a subliniat foarte bine în această dimineață, vreau doar să întăresc și să repet anumite lucruri. Este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu că avem de-a face cu felurite limbi. Și când vorbim despre felurite limbi, nu ne referim doar la limba română, limba engleză, limba franceză, ci de felurite categorii de limbi. În speță, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre limbi care pot fi înțelese de oameni, limbile vorbite de oameni și limbi necunoscute. Zice, el cu Duhul spune taine, dar nimeni nu-l înțelege și nimeni nu-l poate înțelege. În 1 Corinteni 13, când în versetul 1 spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, aici este vorba de faptul că trebuie să fie dragoste, nu numai daruri spirituale, trebuie să fie roada Duhului. Dar prin aceasta se subliniază că există limbi pământești, limbi omenești, și există limbi cerești sau îngerești, care nu pot fi pricepute de oameni. Însă la nivelul nostru, ca și copiii lui Dumnezeu, limbile sunt de două feluri, înțelese și neînțelese, cunoscute și necunoscute. Cum se menționa mai devreme și cum am auzit foarte multe cazuri de genul acesta, este foarte posibil ca în biserică cineva să vorbească în alte limbi și o persoană să cunoască limba respectivă. Și ceea ce s-a vorbit să facă sens pentru acea persoană. Este foarte adevărat, cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să fim atenți în gestionarea limbilor necunoscute. Pentru că în capitolul 14, capitolul 12, darurile spirituale, capitolul 13, roada Duhului, în capitolul 14, rânduiala Duhului Sfânt. Foarte interesant, în versetul 22 spune, prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Cum se poate înțelege acest verset? Prin prisma cunoașterii sau necunoașterii, a înțelesului și a neînțelesului. Pentru că spune în versetul 23, deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? De ce? Pentru că nu înțeleg. Dar dacă toți prorocesc, și știm că prin tălmăcire, darul vorbirii în limbi este elevat la nivelul prorociei. Cel care prorocește este mai mare decât cel care vorbește în limbi, afară de faptul că cel care vorbește în limbi are și tălmăcire sau vorbirea în limbi este însoțită de tălmăcire. Dar dacă toți prorocești și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, dacă cel care este necredincios sau n-are daruri intră în mijlocul nostru, ceea ce face diferența între a batjocori și a ne considera nebuni sau a fi convins că Dumnezeu e prezent în mijlocul nostru este să înțeleagă. Știți că în ziua cincizecimii
Unii i-au batjocorit pe ucenici și au spus, oamenii aceștia sunt beți. Acolo a fost o mulțime foarte mare de oameni, de ordinul miilor, multelor mii. 3.000 aproape s-au adăugat la poporul lui Dumnezeu. Și vă garantez că n-au avut microfoane. Unii au auzit vorbind în limbi pe care ei nu le înțelegeau. Unii au înțeles. Și toată mulțimea aceea s-a împărțit în două. Unii care au fost convertiți pentru că îi auzeau și îi înțelegeau vorbind în limbile lor lucrurile lui Dumnezeu, alții care n-au înțeles și unii care poate n-au vrut să înțeleagă și să creadă și care i-au acuzat, i-au batjocorit că ar fi beți. Acum, de aceea Apostolul Pavel spune că vorbirea în limbi fără tălmăcire e pentru zidirea personală a credinciosului. Eu mă bucur că în bisericile penticostale avem rugăciuni în comun. Atunci când este rugăciune în comun, la adăpostul rugăciunii în comun, fiecare, acolo unde suntem, putem exersa vorbirea în alte limbi. Acum, nu trebuie să fim prea rigizi. Nu trebuie să fim nici fără rânduială, dar nici prea rigizi. Dacă cineva înalță o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și rostește câteva cuvinte într-o altă limbă, e pus câteva secunde. Ma n-o să începem să tocăm lucrurile, să spunem, ai vorbit în alte, n-ai voie să trezi, vorbești numai în limbi cunoscute. Trebuie să fim nici chiar așa de intransigenți și inflexibili, pentru că s-ar putea să vorbească într-o limbă cunoscută de cineva, exact cum a fost cazul mai devreme. Cineva să spună, eu n-am înțeles nimic, dar cineva să înțeleagă și să descoperim că Dumnezeu a vorbit acelei persoane. Mi-aduc aminte de o întâmplare povestită de fratele Trandafir Șandru, întâmplată în Biserica Filadelfia din București, în timpul comuniștilor. O soră a vorbit în alte limbi. O soră fără o educație oarecare. Și a vorbit în limba engleză. N-a înțeles nimic toată biserica. Pe cât îl cunosc eu pe fratele Trandafir, mă tem că dacă continua încă vreo două propoziții într-o limbă necunoscută, ar fi și oprit-o, punea cântare peste ea, că era foarte intransigent și rigid la respectarea rânduielor. Dom'le, n-ai tălmăcire, n-ai vreo să vorbești. Dar când a început să vorbească în limba engleză și el era printre foarte puțini, dacă nu singurul care știa limba engleză, a tăcut și a ascultat. Și prin acea tânără, Dumnezeu i-a vorbit cu privire la niște lucruri tainice, niște amenințări cu privire la biserică, dar și cu privire la niște aspecte care se vor petrece în viitor. Și a mărturisit mai târziu lucrul acesta în public. Așa că trebuie să fim atenți când un lucru deja devine un obicei. Și cineva, în loc să predice, începe să vorbească în limbi. Sau în loc să se roage, începe să vorbească în limbi. Și vorbește și noi toți stăm și ascultăm cum vorbește în limbi. O jumătate de minut, un minut, două minute. Hai, se întâmplă odată, se întâmplă de două ori. Poate că pe urmă luăm fratele sau sora respectivă și spunem, auzi, dacă n-ai tălmăcire și nimeni nu tălmăcește, Biblia spune că trebuie să te zidești personal, că pe noi nu ne zidește, timpul ăla e irosit, așa spune Apostolul Pavel aici. Dar încă o dată, lucrul acesta cu mare sensibilitate, de ce? Fratele Doru menționa, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Și aș vrea să atrag atenția cu privire la un lucru. E adevărat, Biblia spune că nu toți prorocesc, nu toți vorbesc în alte limbi.
Vorbirea în limbi, și am să explic lucrul acesta imediat, este semnul inițial al vorbirii, al botezului cu Duhul Sfânt. Dar nu este neapărat un dar spiritual pentru toți. Faptul că cineva a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și a vorbit în limbi nu înseamnă că va avea darul vorbirii în limbi. Deși este cel mai accesibil dintre toate darurile spirituale. Însă, observ că tot mai mulți credincioși nu folosesc darul vorbirii în limbi după ce au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și mă gândesc că unii n-au darul acesta, poate Dumnezeu le-a dat un alt dar, dar tare mă tem că unii nu-l au pentru că nu-l folosesc și nu-l exersează. Și au luat de bine că au vorbit în limbi atunci când au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și, pe urmă, nu mai folosesc acest dar. Nu asuma faptul că nu ți-a fost dat ca dar. Roagă-te și roagă-L pe Dumnezeu să continue să îți dăruiască acest har de a vorbi în limbi, pentru că este un mod în care te zidești pe tine. Te zidești pe tine spiritual. Dragii mei, în afară de conversațiile în limbi cunoscute dintre noi, care ne pot zidi sau ne pot dărâma, pentru că Biblia spune că în puterea limbii stă viața și moartea, te poți duce la cineva să-i spui, să-l insulți, să-i spui lucruri urâte, sau te poți spune, te poți duce să-l întărești prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune că îl zidești sau îl dărâm. Dar cel care zidește cel mai bine viața noastră spirituală este Duhul Sfânt. Biblia spune că Duhul Sfânt mijlocește uneori cu suspine negrăite. Dar mi-te atunci când grăiește. Când tu te rogi în alte limbi, în rugăciunea ta, rostești viață pentru sufletul tău, te zidești, te edifici pe tine spiritual. N-ai nevoie de adunarea bisericii. Se poate întâmpla în odăiță, se poate întâmpla în mașină, se poate întâmpla în timpul unei rugăciuni în comun. Alții poate că sunt seci și reci, pe când tu ești în clopot. Unii se vor mira, spune, ce are? Păi se zidește spiritual. Se zidește prin Duhul. Înalțați rugăciuni prin Duhul, zidiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Lucrul acesta este foarte important de menționat. Vedeți, înflăcărarea noastră în rugăciune ține și de îndemnurile pe care le dăm, că vă îndemnăm să ne rugăm. Și în mod normal, la îndemnul de rugăciune ar trebui ca biserica să se aprindă spiritual. Însă ceea ce produce înfierbântarea aceasta duhovnicească este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Atunci când credincioșii se roagă și încep să se roage prin Duhul Sfânt, vorbirea în limbi produce o stare de înviorare spirituală și te rogi prin Duhul și la un moment dat îți vin cuvinte de rugăciune și iar te rogi prin Duhul și deja rugăciunea devine fierbinte, efervescentă. Motivul pentru care rugăciunile noastre sunt de multe ori reci și seci este că nu exersăm și nu folosim acest dar spiritual care se manifestă cu precădere și aproape exclusiv în timpul devoțiunii, în timpul rugăciunii. Asta înseamnă că trebuie să cerem de la Dumnezeu și darul tălmăcirii. Frați și surori care doresc să-L slujească pe Dumnezeu, nu trebuie să aibă niciun fel de reținere să ceară de la Domnul daruri spirituale, să poată fi folosiți de Dumnezeu pentru zidirea bisericii. Dar
fără să considerăm vorbirea în limbi așa de inferioară încât să n-o mai practicăm, cu sau fără alte daruri spirituale, în viața personală și în viața de rugăciune corporativă a bisericii. Acum, spuneam că vorbirea în limbi este mai întâi semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. De ce tocmai vorbirea în alte limbi? Pentru că fratele Doru tot a menționat pe cei care contrazic credința penticostală. Eu nu sunt chiar așa de blând cu ei. Și am să vă spun de ce. Pentru că îi consider rău intenționați. Îi consider rău. N-am nicio problemă cu oamenii care nu cunosc. Omul care nu cunoaște sau care își dă seama că încă n-a ajuns la oarecare cunoștință unui lucru, evită să batjocorească ceea ce nu cunosc. Știți că Pavel vorbea despre oameni care batjocoresc ce nu cunosc. Un om bine intenționat se va uita la creștinii penticostali și va spune, dom'le, poate că oamenii ăștia experimentează sau cred ceea ce noi n-am ajuns să cunoaștem. Până când Dumnezeu ne va lumina, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel. Asta nu înseamnă neapărat că umblăm împreună în aceeași biserică, că pe ei deranjează ce facem noi, pe noi ne deranjează că ei nu cred ca noi. Mă rog, dar ne acceptăm și umblăm împreună în lucrurile pe care le credem la fel, însă nu batjocorim. Problema pe care eu am cu ei este că batjocoresc. Unii folosesc silabe de vorbire în limbi ca să-și bată joc de vorbire în limbi. Ce crezi că dacă zici și începe să imite vorbire în limbi, crezi că are vreo valoare dacă nu? Zici, un lucru foarte periculos, este la granița blasfemiei. Am auzit despre unii care au făcut înregistrări ale vorbirii în limbi și au început să analizeze acea vorbire în limbi din punct de vedere lingvistic. Mare greșeală. Că de ce zice numai 10 silabe și pe urmă tălmăcește într-un fel și zice iarăși acelea 10 silabe și tălmăcește altfel? Că în orice limbă un cuvânt înseamnă ceva și alt cuvânt înseamnă altceva și un cuvânt nu poate să însemne același lucru de două ori. Sau nu poate să însemne două lucruri diferite, odată într-un fel și o dată. Cine știe un pic de lingvistică știe că există foarte multe omonime, sinonime, antonime. Limbajul este extrem de sofisticat. Sunt cuvinte care într-un context înseamnă ceva și în alt context același cuvânt înseamnă altceva. Acum, când intrăm în zona, în sfera limbilor duhovnicești, limbilor cerești și îngerești, știi când cred că o să ai dreptate să iei cuvântul? Atunci când ești înger. După ce ajungi îngeraș și îți crezi caripioarele, vino și povestește nici nouă cum e cu limbile îngerești. După ce ajungi în cer și vorbești limba cerească, vino și ne explică-ne cum înseamnă o literă, un cuvânt, într-un context sau în altul. Deocamdată, de ce să se aduni mânia lui Dumnezeu pe cap și să vorbești despre și să judeci ce nu cunoști? Stai cu minte. Am avut descoperiri din partea Domnului, 4-5 silabe spuse de 100 de ori și tălmăcirea la fiecare propoziție altfel și a fost cu da și amin și s-a împlinit și a fost direct de la Dumnezeu. Aici intrăm într-o zonă a faptului că nu ni s-a dat în Scriptură cunoștința acestei limbi, nu ni se transmite nimic despre gramatica acestei limbi, nu ni se transmite nimic despre compoziția și structura lingvistică a limbilor îngerești și cerești. Nu vă supărați pentru mine și dacă s-ar pronunța două litere, o jumătate de oră să însemne tot altceva. Ce parcă știu eu, știți că există limbi pe pământul acesta,
nu cu silabe sau consoane, ci pur și simplu cu sunete. Și un sunet într-un context mai lung, mai scurt, mai apăsat, mai neapăsat, poate să însemne lucruri diferite. Tăminte aș avea eu, om limitat, care habar n-am marea majoritate a limbilor din lumea asta, să mă apuc eu să mă consider specialist în limbi cerești și îngerești. Mă ferească Dumnezeu de așa ceva. Că trebuie să fim extrem de atenți cu aceste judecăți. Mai mult, stimați frați, când vorbim despre darurile spirituale, trebuie să fim extrem de atenți. Un lucru pe care l-am învățat treptat în aproape 40 de ani de slujire este că, bine intenționat fiind și încercând să pui rânduială în anumite lucruri, să o faci cu atâta vehemență încât să obții exact efectul contrar. Să te trezești că nimeni nu mai prorocește, nimeni nu mai vorbește în limbi, au murit toate darurile spirituale și că biserica s-a stins din punct de vedere duhovnicesc. Chiar și atunci când punem o anumită rânduială, trebuie să o facem cu înțelepciune. A, aici e cu totul altceva. Atunci când spunem așa vorbește Domnul și sunt îndemnuri, zidire, sfătuire și mângâiere. Aici, dacă se potrivește cu ceea ce zice Scriptura, nu avem nimic de comentat. Uneori Duhul Sfânt vorbește raportat la starea generală a bisericii, cum s-a întâmplat chiar în bisericile din Apocalipsa. Acolo sunt și niște lucruri specifice, dar sunt niște lucruri de sfătuire generală cu privire la valorile credinței, care trebuie crezute și trebuie înfăptuite. Dar în momentul în care există o lucrare prin Duhul Sfânt cu privire la lucruri specifice, și nu se împlinește. Și mai mult decât atât, contravine realității din viața cuiva. Atunci acolo avem de-a face cu o problemă a persoanei prin care vine descoperirea. Și acolo trebuie rezolvată, iarăși cu multă grijă, pentru ca să nu stingem Duhul. Dar ca să începem să facem rânduieli masive cu privire la lucrurile pe care nu le înțelegem și nu le cunoaștem, să spunem că un gen de vorbire în limbi este și alt gen de vorbire în limbi nu este și că dacă a zis de prea multe ori o silabă sau de prea puține ori, sau... astea sunt lucruri, fraților, unde nici penticostalii nu se pricep că încă nu ne-a dat Dumnezeu o cărticică, un manual de funcționare și de manifestare a limbilor duhovnicești. Vorbirea în limbi însă este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, pentru că orice mărturie în lumea aceasta și când Duhul Sfânt pune stăpânire pe viața unui om, mărturisește, exact cum s-a întâmplat la Iordan. S-a menționat la timpul de rugăciune, nu? Când Domnul Iisus Hristos se ruga, a venit Duhul Sfânt peste el și Tatăl a mărturisit că este Fiul Lui. Și în care își găsește toată plăcerea, dar a fost mărturia lui Dumnezeu că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, pentru cine a avut urechi de auzit. Ei, la botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi, v-am mai spus și repet doar succint potrivit Iacov, este cel mai mic mădular, dar dacă îl stăpânești pe el, stăpânești tot trupul. Este cel mai dificil mădular din trupul nostru. Cel mai nestăpânit mădular. Și când Duhul Sfânt, potrivit acestei ecuații biblice, vine să stăpânească peste trupul credinciosului, că Duhul Sfânt nu vine ca musafir, nu se instaurează în ființa noastră ca partener, nu, nici ca musafir, nici ca partener, ci ca stăpân, că e templul lui,
E templul lui Dumnezeu, e templul Duhului Sfânt. Și atunci, el depune această mărturie prin faptul că acel credincios botezat cu Duhul Sfânt vorbește în limbi. Mărturia aceasta a făcut ca cei din casa lui Corneliu să fie recunoscuți ca mădulare în trupul lui Hristos. Atunci când s-a justificat, Petru și-a spus cum puteam să nu-i botez în apă și să-i fac membri ai bisericii, când Dumnezeu i-a făcut membri ai împărăției sale și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. În Fapte 15, adunarea bisericii din Ierusalim, Petru spune, a mărturisit despre ei ca și despre noi la început. Cum a mărturisit? Prin vorbirea în alte limbi. Dragii mei, este un dar foarte important. În primul rând pentru zidirea personală, apoi pentru că în colaborare cu darul tălmăcirii se ridică la nivelul prorociei, iar noi avem nevoie de descoperiri. În primul rând, pentru o radiografie spirituală personală. Am auzit pe foarte mulți credincioși spunând, ce îmi spune mie Dumnezeu, ce în viața mea, ce, eu nu știu? S-ar putea ca uneori să nu știi și s-ar putea ca uneori să nu vrei să știi. Și Duhul Sfânt vine și spune, hei, hei, te trage de mânecă. Fie pentru că nu ești conștient, fie pentru că nu vrei să accepți. Că nu ești într-o stare după voia Domnului. Duhul Sfânt are dreptul să te tragă de mânecă, fie că ești individ, fie că ești biserică. Apoi, există situații specifice unde avem de luat decizii nu între bine și rău, pur și simplu între alternative. Suntem în stare de confuzie. Uneori Duhul Sfânt ne avertizează cu privire la viitor, urmează ceva în viața ta și trebuie să fii avizat cu privire la lucrarea aceasta. Aduc aminte că a descoperit bisericii din Antiohia că va veni o foamete, ceea ce s-a și întâmplat, ca să-i ajute să înceapă deja să se pregătească să ducă ajutoare sfinților din Ierusalim. Mai mult vă aduceți aminte că lui Pavel i s-a spus, vei fi legat dacă mergi la Ierusalim. Și s-a dus știind, de plină cunoștință de cauză, pentru că asta era ruta lui către Roma, unde trebuia să ajungă. Dumnezeu ne vorbește cu privire la multe lucruri specifice pentru viața noastră. Așa că, începând de la îndemnurile spirituale, sfătuirea, mângâierea, uneori mustrarea pentru ca să ne îndreptăm după adevăr, până la aspecte specifice legate de viața bisericii sau viața unui credincios. De adevărat, Biblia stabilește principii. Niciodată prorociile, descoperirile nu merg împotriva principiilor Scripturii. Am auzit, și iertați-mă, vă rog, mai țin numai 2-3 minute, că vreau să spun lucrul ăsta. Cei care se împotrivesc lucrării Duhului Sfânt ia falimente spirituale din viața altora, din alte comunități, din alte biserici. Și am să o spun pe șleau pentru că se cam spune pe șleau. Ați auzit vorbindu-se despre tragedia măriuțelor. Ați auzit de măriuțe, nu? Erau niște surori pe care le chemam Maria, pe amândouă, și erau măriuțe. O perioadă lucrarea lor a fost autentică, oamenii au rămas șocați, mulți s-au întors la Dumnezeu în localitățile unde ele slujeau ca prorocițe. Până într-o zi, când au fost înșelate de puterea Întunericului și au început să dea dezlegări cu privire la despărțiri, divorțuri și recăsătorii, și-au produs mare pagubă, nu numai în biserici și în viața celor care le-au ascultat, că Dumnezeu le-a spus, desparte-te de nevasta ta și căsătorește cu altul și așa mai departe, dar în ceea ce privește mărturia din localitățile respective, ani de zile nu și-au revenit. Sunt unele localități unde biserica n-a mai reușit să își păstreze mărturia.
Vor da socoteală măriuțele dacă nu deja au dat. Dar asemenea falimente, fraților, nu trebuie să ne facă pe noi să dăm cu piciorul în lucrarea Duhului Sfânt și să spunem, pentru că astea au fost nelegiuite și au mutilat lucrarea Duhului Sfânt, noi nu mai credem în nimic. Asta este dorința satanei. Asta vrea satana să se întâmple. Faptul că a căzut, noi așa suntem în lumea asta. Cade un evanghelist, nu mai credem în niciun evanghelist. Cade un păstor, nu mai credem în niciun păstor. Cade un proroc, nu mai credem în niciun proroc. Se întâmplă un fals aici, nu mai credem deloc lucrarea Duhului Sfânt. Nu se întâmplă ce vreau eu în viața mea, nu mi-ascultă mie Dumnezeu rugăciunea cum vreau eu, nici în Dumnezeu sunt în stare să nu mai cred. Să fim foarte atenți, fim maturi din punct de vedere spiritual și să înțelegem că se întâmplă astfel de lucruri. Și rezultatul nu trebuie să fie să cădem în necredință sau să devenim prea sceptici, să ajungem să nu mai credem nimic, ci să judecăm toate lucrurile și să luăm ce este bun. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, fraților. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ei, în lumina acestor cuvinte, aș vrea să facem o rugăciune ca Dumnezeu să umple biserica Elim de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt în viața personală, avem nevoie de Duhul Sfânt în biserică, avem nevoie de Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne însoțească și să ne vorbească. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt vorbește și în biserică, prin descoperire, prin tălmăcire, Duhul Sfânt vorbește prin visuri, Duhul Sfânt vorbește prin vedenii, Duhul Sfânt ne dă îndemnuri și știm că sunt de la Domnul. În multe feluri vorbește Dumnezeu. Dar noi trebuie să luăm aminte, ne ridicăm în picioare și ne rugăm împreună cu toată biserica.